Salut! Bine ați venit din nou pe canalul YouTube. Azi aș vrea să vă arăt o eroare care apare uneori. De fapt, cineva chiar mi-a scris că a întâmpinat această eroare. Haideți să vedem despre ce este vorba. Am să încerc să fac o ceașcă de cafea. Și apăs. Vedeți, aparatul încearcă să facă cafea, se aude, dar nu reușește. I-a prins triunghiul și tulpuie simbolul pentru zaț. Imediat. Boabe sunt, dar nu se aude râșnița. Care să fie problema? Vedeți, ele s-au stins. Dacă încerc să fac din nou o cafea, iarăși mă depresez. Cine știe din ce cauză se întâmplă acest lucru? Care să fie problema? Și dacă încerc să fac cafea de fiecare dată se întâmplă la fel. Problema este foarte, foarte simplă. Dacă observați, butonul care selectează cantitatea de cafea a fost răsucit la dreptul ceștii sau măsurii pentru cafea măcinată. Aparatul a fost dat pus să facă cafeaua folosind cafea măcinată. Dar eu nu am pus cafea măcinată. Ca să faci cafea măcinată, ar trebui să dai acest căpăcel și să pui acolo cafea măcinată, o porție. Și după aceea să apeși pe buton. Câte una odată, nu mai multe cafea. Atunci, ca să rezolvăm problema și să folosim din nou cafea boabe, trebuie să mutăm butonul acesta cel puțin la minim. Cel puțin. Da, bineînțeles că nu o să lăsăm la minim, că vrem să fie cafea puțin mai tare. Cam așa îl ținem. Hai să vedem. Merge? Da! Sper să vă fie de folos și acest video pe care l-am făcut astăzi. Bine, a apărut o nouă eroare. Ce eroare este aceasta? Puteți să scrieți în comentarii, n-a fost premeditat. Bineînțeles că majoritatea știți despre ce eroare este vorba. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să vizionați și acest video. Dacă nu sunteți abonați, poate sunteți prima dată pe canal. Vă mulțumesc dacă faceți și acest lucru. Va ajuta ca aceste videoclipuri să fie promovate de YouTube și să fie vizionate de mai multe persoane care au nevoie de ele. Până data viitoare, poftă bună!